arăt auditorii. Le-a plăcut să facem o asemenea întâlnire între oameni care chiar iubesc cartea și în felul acesta se iubesc și între ei. Și evocând aici personalitatea unui scriitor care a plecat dintre noi, Anca Preda, pe care am cunoscut-o, cred că la Gaudea, am avut o discuție foarte lungă și intensă. Ea citise cartea mea, Poezia românească de la Dusoftin, la Nichita Stănescu, și plăcuse și discutam și mi-a dat, mi-aduc aminte, nu pot acum să reținut, știu în orice caz că era pasionată și asta ne-a și adunat la un loc, era pasionată de critica literară și eu am încurajat-o și am spus să continuă pentru că pentru om care conștientizează actul literar înseamnă depășirea condiției de profesor, înseamnă a trece dincolo de actul didactic și aproape de actul de creație. În fine, nu știu ce s-a ajuns. Acum am văzut cartea de aici și văd că a scos și cărțile de critică de care am discutat atunci. Nu știu dacă a apărut să-l, nu cred că a apărut să-l. Și de aceea le-a jucat pe surorile evocate noastre și să poată îmi dă-și mie cărțile cele de critică mai interesant, adică cea de Călinescu și de Sadu, despre Saduveanu. Ca asta ce este la Beta, am eu, nu e nicio problemă. Este foarte plăcut că ne-am adunat și este extraordinar de omenește ceea ce am făcut noi, să ne întâlnim cu de fapt, scriitorii omagează un scriitor, un scriitor care n-a avut norocul unei existențe care să se exprime la plenitudinea vocației sale și la, cum să zic, și în toate disponibilitățile sale sufletești. Ea era un scriitor adevărat. Sigur, ar fi devenit mai complex, probabil, un scriitor cu o altă amplitudine, dar și ceea ce a scris, adică cărțile care sunt pe masă, cu ea, probabil că va ocupa un loc în istoria literaturii. Dacă și surorile sale se vor ocupa, că am înțeles că are o creație mult de proză de publicat, chiar și critică de publicat, adică încă poate 5-6 cărți, ceea ce ar, cu o bibliografie de asemenea dimensiuni, sigur că poți să tini spre uniunea, spre vocație, spre profesia de scriitor. Căci am auzit acum că, nu știu, când am vorbit o dată cu Dinescu și că va exista și la, nu discut acum, discut în formă și cum, calitatea de scriitor post-mortem. Nu știu, ca să, nu știu dacă m-am exprimat foarte corect, adică să fie anumiți oameni care nu s-au afirmat timpul vieții. Nu discutăm de ce. Nu, aici era vorba, dacă vreți să știți, despre niște pușcăriași care făcuseră pușcărie multă oameni. E vorba și de proletcultism, de stalinism, de epoca, de trista amintire. Nu discutăm nici asta, că nici asta nu contă. Dar e vorba că au lăsat în urma lor niște cărți. Cărțile acestea ne interesează. Nu mai vorbim acum cât a suferit el săracul și cât și familia lui și urmașii și ceilalți. Dar el așa, în aceste condiții vitrăge, a reușit să scrie. Urmașii cum sunt surorile și care merită felicitate pentru atenția pe care a acordat surorilor, i-au scos textele, au tipărit acele texte. Nu s-au gândit, adică erau, nu erau oameni de pregătire, deci făceau puțin amatorism în toată publicarea, nu au căutat nici o judecată axiologică, nici m-au vorbit cu un critic literar profesionist sau cu un scriitor care să știe exact ce înseamnă o carte. Deci au publicat
tot ce au găsit. Cărțile s-au dus, s-au difuzat în lume și au, însă, au sugerat o impresie puțin difuză despre creator. Adică erau și poeme bune, bunicele, și foarte multe încercări. Nu le-au, n-au făcut nicio selecție, la urmă. De aceea aveți grijă ce publicați. Mai ales că am ca prezent și eu vă spun că o apreciez mult și eu sunt alături dumneavoastră, credeam că, și din păcate nu mai pot să cred, credeam în vocația ei de critic. Și am convenit amândoi să insiste, să stea în jurul editurii, a trimis și la revistă, a publicat și la noi, în Arena, foarte. Am publicat proza. Proza de la concurs, da. Și și ea voia să fie alături de noi și și voia să facă o vocație de critic literar. Sigur, fiind filolog, ți-a și-a făcut ca și mine, ca și 50% de aici, de tot am făcut facultatea de litere, unii. Și n-am avut-o depășit, ajungând singur la creație. De aceea, un om de talentul și de, cum să zic, de chiar de disponibilitate, pentru că ea e la polivalentă. Nu numai critică scrie, ci și proză, ci și poezie, iată. Deci era, avea o deschidere spre și o creativitate intensă. De aceea, vă rog să aveți grijă de posteritatea sororilor noastre și dați păceți și mie rost de cele două cărți de cărți care eu le știu, că mi le-a spus chiar și ea, dar atunci nu le-am. Cartea despre Sadoveanu și despre Călinescu. Ce să vă spun, e o mare plăcere. Cred că sunt prima oară când am ajuns la Topoloven, am citit despre asta. Cred că mai avem un scriitor mare aici care n-a putut să vină că e sub un tratament. Mihail Soare. Mihail Soare, care este original de... un scriitor foarte mare. M-a sunat și și-a cerut scuze că nu poate să ajungă, dar are un exact tratament de la ora 10 la 14. Așa. Apropo și Emil Lungeanu. Ginea neapărat să origine, așa. Dar mama lui e cel din același sat cu unde s-a născut. Da. Dar tot așa, din motive medicale. Nu se aude. Ei, atunci asta vorbesc și eu, că și lingvistică topolomenii este... Mi-aduc aminte că la cursurile de istoria limbii literare eu am făcut chiar cu Alexandru Greu, Facultatea de Litere în anii 70 și m-am apucat chiar pe Grau. Nu mai vorbesc de Alexandru Rosetti, acela era marele lingvist, nu Grau, Grau era. Se numește, în limba română nu prea apare, deformare sintactică a originii. Deci, de la București, da. De la Topoloveni. Nu. Deci, se schimbă rădăcina, se schimbă. Deci, de la Topoloveni, Topoloveni, Topologean ar trebui să fie. Madrid, adică se schimbă. Mă plăcută întâlnirea între atâți oameni pasionați de litere și de cuvânt. Mă bucur că sunt aici și să dea Dumnezeu să fim sănătoși. La revedere. Așa. Și să se bucure.